Taina Sfântului Mir este o taină pe care a instituit-o Domnul nostru Iisus Hristos și a predicat-o și Sfinții Apostoli. Am văzut ce a zis Iisus Hristos către acel care l-a salvat, către samarineanul milostiv l-a salvat pe cel care a fost atacat de hosta Ierihon. Care dintre cei cel mai bun sau cel care duce l-a luat, l-a legat, l-a tratat și l-a uns cu un de lemn și pe om a plătit și basen când a venit, a plătit restul. Și a zis, du-te și fă și tu la fel. În Vechiul Testament, nu mă pot spune că e lung, dar eu vreau să fiu scurt, că e destul să vă spun esențialul, că din Sfintele Evanghelii, poate nu ce-a scules, aproape fiecare Sfântul Evanghelist citit se ocupă și de taina Sfântului Mir. Când ne botezăm, suntem miluiți. După aceea, mir, suntem miluiți. Apoi, la comunie, la fel. Și în viața noastră, această taină sfântă, o primim. Încă pe sorul lui Avram, Isaac, a fost trimis de tatăl său să meargă să-și aleagă de soție, nu e o cananeancă de acolo, de unde era, ci din Mezopotamia. L-a ascultat și pe drum mergând, era noapte, a adormit și nu a avut cum, a găsit o piatră, a pus-o de pernă și a adormit. Și a visat atunci că el, acel loc în care el a pus, a dormit, va fi un loc al Dumnezeu, o biserică lui Dumnezeu, și el va fi urmașul, adică înaintașul, la un mare număr de popoare. Și s-a trezit dimineață, a luat mir și a aruncat această piatră și a numit locul Betel, adică casa lui Dumnezeu. Și a promis lui Dumnezeu că va da a 10-a parte din câștigurile și din veniturile lui în fiecare an pentru această casă. Și așa și făcut. Regii, preoții când sunt sfințiți, episcopii, toți sunt sfințiți cu această sfântă taină a Maslui. Aș dori foarte mult ca să înțelegeți acest lucru și că noi, acum când am fost și noi miluiți, sunt Maslu, Dumnezeu să ne ajute să putem fi credincioși, statornici, în credința adevărat strămoșească a noastră, dacă o latină, că 1000 de ani, până la 1054, nu a existat nicio biserică mare și adevărată al Hristos, numai biserica catolică în care suntem noi. Și strămoșii noștri, toți au fost cu biserica Romei. Când zice dumneavoastră Tatăl nostru, 80 de cuvinte îți latinești a strămoșilor. Și când ne facem cruce, cum zicem noi în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit, amin? Și pe latinește limba strămoșească a noastră, in nomine Patris et Filii et Sanctus Spiritus, amin. Una, dacă o zicem pe slavonește, ascultați cum sună, Vaimea Atța, Isena, Isăpaia Duha. Amin. Cam ce ați înțeles? Românești ați înțeles. De aceea să fiți mândri că faceți parte din Biserica lui Iisus Hristos, una sfântă, catolică și apostolică, a cărui părinte, suveran, pontif, conducător, este Papa de la Roma și noi ne numărăm în lume 1.200.000 de suflete din lumea asta escatolice. Și între ei sunt și ramura aceasta românească, noi românii. E adevărat că am trecut prin multe. Mulțumesc Dumnezeu că m-am rănicit și pe mine de 2 ani și 7 luni de temniță, de bătăi până am leșinat, dar Dumnezeu a fost deasupra mea și am rămas hotărât. Și în partea tuturor, că am făcut și frontul.
că am fost ofițer locotenent major și am demisionat din armată, să nu predic și să spun că am văzut că am fost și prizonier la ruși, că am văzut rău pe pământ și era iadul acolo la ruși, când a fost eu. Și atunci am zis, mă fac preot și Dumnezeu m-a ajutat să pot urmez teologia și să ajung astăzi să fiu. De 26 de ani sunt numai al bisericii. Și am, mai mult am scris, am scris multe, am vrut 35 de cărți tipărite și peste 700 de alte lucruri. Nu vreau să vă spun mai multe decât atât. Să vă rugați lui Dumnezeu să avem preoți cu viață sfântă. Fără asta de preoți nu putem face progres. Și mulțumesc Dumnezeu că între acest preacuțernici preoți aproape toți mi-au fost și studenții mei, că eu l-am fost profesor și aici și la Oradea. 12 ani și 7 luni, numai de ei m-am ocupat, afară de sâmbătă și duminică, cât am fost protocol la Poedin și acolo mai departe. Apoi să vă rugați Dumnezeu să ne dea în conducerea țării oameni care să fie legați de acest popor român vrednic și cinstit și să asculte cererile lui atâta cât se poate să le satisfacă și ei să fie oameni cu sufletul și cu mine și pentru cei de astăzi și pentru cei viitori și să vă rugați și pentru familia dumneavoastră și pentru toți cei adormiți în Domnul din familia dumneavoastră și prietenii că prin rugăciunile dumneavoastră îi puteți ajuta dacă nu sunt într-un loc curățitor, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Binecuvântați să fie Dumnezeu nostru care m-a ajutat să fiu în mijlocul dumneavoastră și dumneavoastră să fiți binecuvântați cu toate familiile, cu copiii și cu viitorul, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin.